Locuitorii dintr-o comună mică din Dâmbovița se pregătesc pentru deschiderea unui centru spa. Mulți dintre ei nici măcar nu știu ce înseamnă, iar termenul de jacuzzi le este străin. Văd această inițiativă a primarului cu ochi buni, dar spun că după o zi grea de muncă pe câmp preferă să stea acasă și să nu-și dea banii câștigați cu greu pe câteva ore de relaxare la piscină. Comuna Dragomirești din Dâmbovița are 9.000 de locuitori, iar primarul are planuri mari pentru ei. Vrea să-i facă pe tineri să se întoarcă acasă și a decis să le deschidă un centru de spa. În ultimii ani a reușit acest lucru prin deschiderea unui săl de sport. Este o idee care vine să completeze ceea ce am reușit să fac pentru tineri în această localitate. Îmi sper să cresc mine de casă pentru tineri, să fac bază sportivă pentru tineri, să fac chiar pe sală de sport pentru tineri. Tinerii, de altfel, solicitând și un centru de acest gen, centru spre care mergeau la Târgoviște. Adică am vrut să se bucure la nivel local de un centru spa, nu neapărat să meargă în altă localitate. Valoarea totală estimată a construcției este de peste 2,3 milioane de lei, bani de la bugetul local. Doar că localnicii nu se arată foarte încântați de această idee. Mulți dintre ei nu au fost în viața lor la spa și spun că sunt alte lucruri de făcut pentru oameni înaintea unui centru de relaxare. Ce spuneți? După o zi de muncă ar fi bine să mergeți la sauna sau la jacuzzi? N-aveți timp? Nu. Dar ce spuneți? Ar fi bună investiția? Ar fi bună dacă ar făcea-o, da? Dar dumneavoastră n-ați merge? Păi de ce? Să vă relaxați? No, mă relaxez acasă. Ați făcut o dată sauna până acum? Sau știți ce e sauna? Nu. Nu știți, nu? Nu. Nu, și n-ați făcut, dar o să faceți după ce veniți de la muncă, de exemplu, sau după ce seara. O să mergeți acolo să faceți un pic de mișcare? Eu și mișcările. Am ajuns să stau în piscină, dar n-am costumat. Ați făcut vreodată sauna până acum? Nu. Nu? N-am făcut, nu. Când mergeți să stați așa la relaxare, relaxați pe... E la fix. Pe băncuță? E tot mai bine. Jacuzzi, a stat vreodată în jacuzzi, în piscină, cu bule, așa? Niciodată. N-ați stat, nu? Piscina așa, am la televizor. La spa, stați așa relaxat, cu un masaj. Da, merge. Un masaj. Păi da, un masaj. E binevenit. Ar merge, nu? Da, cum să. Însă, până ca locuitorii să ajungă să se relaxeze în aburii saunei sau în bulele din jacuzzi, mai durează cel puțin 2 ani. În plus, cine știe dacă or să mai fie bani pentru așa ceva.